Hei, salut drăguților, eu sunt Lumii și bine ați venit în lumea mea. Vreau să vă vorbesc astăzi despre două acte notariale foarte importante de care de foarte multe ori avem nevoie și pe care le putem face în cazul în care locuim în Austria la Consulatul României din Viena și mă refer aici la procură și la declarație. O să vă spun așadar ce sunt aceste acte notariale, cum le puteți face, ce acte aveți nevoie pentru a obține aceste documente și așa mai departe, pentru că de foarte multe ori am găsit pe grupurile de români pe care le urmăresc și eu uh, întrebări legate de aceste două documente, așa că spun eu că un clip în care să cuprindem toate informațiile este binevenit și poate de ajutor pentru cei care au nevoie de uh, aceste documente, fie de o procură, fie de o declarație. Înainte să începem însă, m-ați ajutat foarte mult și m-aș bucura foarte mult. Dacă v-ați abonat acestui canal, păsați repejor butonul de subscribe, clopoțelul să primiți notificările. Durează foarte puțin, dar e un lucru foarte mare pentru mine. Și dacă vă plac clipurile mele, dați și un like. Sau dacă voi considerați că există persoane uh, pentru care aceste informații sunt valoroase, puteți să distribuiți clipul să ajungă așadar la un număr cât mai mare de persoane. Uh, și uh, să fie informate persoanele respective despre pro. Uh, procură sau despre declarație. Să trecem așadar la subiect. Vă mulțumesc, da? V-ați abonat repede. Mulțumesc așadar. E, și vă spuneam că vreau să vă vorbesc astăzi despre două acte notariale. Procura și declarație. Și o să încep cu procura și vă spun că procura, pentru cei care nu știați, este un act notarial prin care o persoană împuternicește o altă persoană să facă o anumită acțiune în numele său. Puteți să-i dați cuiva procură pentru vânzarea mobil sau procură pentru a vă uh, uh, elibera anumite documente din România, și așa mai departe. Există uh, un lucru foarte important care trebuie menționat: faptul că aceste procuri pe care le realizați voi dacă locuiți în Austria la Consulatul României din Viena, își au efect doar pe teritoriul României. Dacă aveți nevoie de o procură pentru autoritățile austriece, atunci nu Consulatul României este locul unde trebuie să mergeți să faceți această procură. Dacă aveți nevoie de o procură care să aibă efect pe teritoriul României, atunci mergeți la Consulatul de aici din Viena. Pentru cei care nu știți, Consulatul României din Viena este pe Prinț Eugen Strasse și este foarte ușor accesibil, fie că veniți cu trenul de la Hauptbahnhof, fie că veniți cu metroul de la Karlsplatz sau cu tramvaiul D. Este într-o locație destul de centrală și foarte ușor accesibil. Bineînțeles, puteți să ajungeți și cu mașina și așa mai departe. În cazul în care aveți nevoie de o procură, trebuie să știți că aveți nevoie de o programare pe care să o faceți în prealabil pe site-ul consulatului www.econsulat.ro. O să scriu adresa și pe ecran ca să vă fie mai ușor în cazul în care nu o cunoașteți, să puteți să intrați pe site-ul consulatului și să vă faceți o programare. Pentru procură aveți așadar nevoie de programare pe site-ul consulatului. Uh, pentru a obține această procură nu trebuie să plătiți nimic. Serviciul acesta este unul gratuit pe care îl oferă consulatul României. Trebuie doar să plătiți 3 euro în cazul în care procura pe care o faceți trebuie să, fă, fă, să fie înregistrată în registrul național al procurilor și declarațiilor și așa mai departe. Există un registru uh, național în care anumite procuri, de exemplu cum este procura legată de succesiune, adică de moștenire, trebuie să fie înregistrate astfel încât uh, autoritățile și notarii și așa mai departe să poată avea acces la aceste documente. În cazul acesta trebuie să plătiți 3 euro. Nu cred că este o sumă atât de mare, dar e bine să știți că în general procurile se obțin gratuit, doar dacă sunt procuri speciale care trebuie înregistrate, atunci plătiți 3 euro. Pentru a autentifica o procură adică pentru a obține de la consulat semnăturile și ștampilele de care aveți nevoie, pentru a face ca această procură să fie una validă, trebuie să îndepliniți anumite condiții, adică trebuie să aveți câteva acte. În primul rând, așa cum vă spuneam, trebuie să aveți o programare și trebuie să mergeți personal în momentul în care aveți programarea. Nu puteți să trimiteți pe altcineva să obțină aceste semnături, să obțină această autentificare a procurii în numele dumneavoastră. Deci trebuie să mergeți personal în Ziua și data când aveți programarea. Aveți nevoie de un act de identitate prin care să vă uh, demonstrați identitatea, și aici mă refer fie la o carte de identitate, fie la un pașaport valabil, fie că el este austriac, fie că este uh, românesc, adică nu contează lucrurile acestea, important este să aveți actul de identitate uh, care să fie valabil și aveți nevoie de uh, datele persoanei pe care o împuterniciți, așa cum vă spuneam, procura este un document prin care o persoană împuternicește o altă persoană pentru a realiza o acțiune în numele său. Deci aveți nevoie de datele persoanei pe care o împuterniciți și anume aveți nevoie de nume și prenume, aveți nevoie de data și locul nașterii, aveți nevoie de domiciliul persoanei respective, aveți nevoie de carte de identitate, adică seria și numărul cărții de identitate sau numărul pașaportului, lui, și aveți nevoie de codul numeric personal. Trebuie să știți aceste informații uh, și să le aveți la îndemână în momentul în care mergeți la uh, consulat. Uh, e bine, poate să aveți o copie după carte de identitate, să aveți o copie după pașaport, după caz, pentru a putea face dovada acestor lucruri. Deci cam acestea sunt informațiile uh, neapărat necesare sau condițiile pe care trebuie să le îndepliniți în momentul în care uh, mergeți pentru a autentifica procura. În cazul în care Persoana care uh, face procura, deci care împuternicește, uh, nu cunoaște limba română scris, vorbit uh, și așa mai departe, atunci este necesar să mergeți cu un traducător autorizat de limba română, care să fie acolo în momentul în care aveți programarea și care poate să explice persoane care nu vorbește limba română sau nu înțelege limba română despre ce este vorba. Deci aveți grijă în cazul în care este o persoană așadar de aici din Austria, poate care să vă facă o procură, atunci uh, trebuie să aveți și un traducător de limba română, un translator autorizat pentru a putea obține această procură. În funcție de tipul procurii pe care vreți să o faceți, adică pentru ce este această procură, sunt câteva uh, condiții, câteva informații care zic eu că sunt foarte importante și e bine să le știți. De exemplu, dacă faceți o procură de vânzare imobil, uh, atunci trebuie să faceți dovada proprietății acestui imobil, adică să arătați că voi sunteți proprietarul imobilului. Pe, pentru care împuternici, împuterniciți o altă persoană să facă procesul de vânzare. Adică vă trebuie actul de proprietate al asupra imobilului respectiv. În cazul în care faceți o procură referitoare la pensie, este bine să știți că aceasta are valabilitate de 18 luni, atât după care trebuie să faceți o altă procură, iar în cazul în care faceți procură pentru a, a elibera cartea de identitate, date, aveți nevoie în momentul în care mergeți acolo la ambasadă, la consulat, pe lângă ce vă spuneam eu, datele persoanei pe care o împuterniciți și datele dumneavoastră, aveți nevoie și de 5 fotografii tip pașaport cu fundal alb, uh, cu dimensiunea aceasta, deci tip pașaport, uh, pe care să le aveți cu voi, să fie poze netăiate și să îndeplinească condițiile necesare, în sensul că între marginea de sus și uh, cap trebuie să fie câțiva milimetri, trebuie să se vadă ambii umeri, să fie drepți. Uh, sunt aceste caracteristici pe care le știți, probabil, dacă uh, ați mai făcut poze, deci sunt poze tip pașaport pe care trebuie să le aveți la voi. Și o altă informație importantă este faptul că pentru prima carte de identitate nu se poate face procură, adică eliberarea primei cărți de identitate se face personal și nu prin procură. Dacă vreți reînnoirea cărții de identitate pentru că, nu știu, a fost, ați pierdut, a fost furat sau a expirat, atunci puteți să împuterniciți o altă persoană prin procură, dar nu și în cazul în care este prima dată când solicitați eliberarea unei cărți de identitate. Acestea au fost informațiile legate de procură. Trec acum la declarație. Cele două acte sunt diferite. Dacă procura este actul prin care împuterniciți pe cineva să facă un act în numele vostru, declarația este actul de voință prin care arătați un anumit fapt care să poată fi dovedit și în momentul în care voi nu sunteți acolo. Iar declarația aceasta devine valabilă este autentificată prin faptul că este dată în fața unui funcționar de la consulat. Mergeți acolo cu declarația aceasta în care. Treceți ce vreți să declarați. Și prin faptul că o semnați în fața acestui funcționar, atunci ea devine autentică și bineînțeles, trebuie să faceți dovada actului pe care îl declarați în declarația respectivă. Și există mai multe tipuri de tipuri de declarații, aveți declarația de celibat, declarația de proprietate, de luare în spațiu, declarația de locuit, de însoțire minori <fie> declarația de consimțământ. Sunt, acestea sunt tipurile de declarații pe care le puteți face. Uh, și așa cum vă spuneam, trebuie să faceți dovada uh, actului respectiv, în sensul că dacă vreți să dați o declarație de celibat, aveți nevoie de dovada faptului că sunteți căsătorită, necăsătorită, în sensul că uh, vă trebuie fie o hotărâre de divorț, fie un certificat de deces uh, cu certificatul de naștere dinainte de căsătorie și așa mai departe. Toate aceste documente, dacă sunt uh, în altă limbă decât limba română, trebuie să fie traduse în momentul în care mergeți cu ele la consulat. Uh, și, de exemplu, în cazul în care faceți o declarație de proprietate, atunci trebuie să aveți titlul de proprietate al imobilului respectiv uh, și așa mai departe. Adică faceți această declarație în fața uh, funcționarului de la consulat pe baza unor dovezi pe care trebuie să le prezentați în funcție de tipul de declarație pe care o faceți. Bineînțeles că, în momentul în care mergeți la consulat, trebuie să aveți o carte de identitate sau un pașaport valabil pentru a face face dovada uh, faptului că sunteți persoana uh, respectivă și Așa cum vă spuneam, documentul care să ateste uh, faptul pe care îl înscrieți acolo în declarație. Uh, în cazul în care uh, faceți o declarație de acceptare a succesiunii, adică a moștenirii, atunci aveți nevoie, de exemplu, de certificatul de deces al persoanei respective în urma căruia ați primit uh, această moștenire și așa mai departe. Deci, specific pentru fiecare tip de declarație aveți nevoie de dovadă va da faptului că acel act pe care îl declarați este real. Și în acest caz serviciul este gratuit deci nu trebuie să plătiți decât în cazul în care declarația pe care o faceți trebuie să fie trecută în Registrul Național al Procurilor și Declarațiilor pentru ca notarii și avocații să poată avea acces la aceste documente. În acest caz trebuie să plătiți 3 euro. Și cam acestea au fost informațiile. Sper să vă fie de folos. Dacă mai aveți alte întrebări puteți să îmi scrieți fie pe Facebook, fie pe Instagram sau dacă aveți completări referitoare la informațiile pe care le-am spus eu în acest clip, cu drag vă aștept în secțiunea de comentarii și îmi face mare plăcere de fiecare dată când apar informații noi pentru că e bine să fim la curent cu toate aceste noutăți care apar. Eu vă mulțumesc că a stat cu mine la, până la sfârșitul acestui clip. La sfârșit vroiam să vă mai rog încă o dată să vă abonați, să apăsați butonul de subscribe, să dați un like acestui clip pentru că m-ați ajutat pe mine foarte